Și cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în special a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, acolo unde vă găsiți, citim de la versetul 15 la 20, Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 15 la 20. După ce au plecat îngerii de la ei, adică de la păstori, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce se le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spuseseră. Amin. Nu mă îndoiesc că, deși foarte simplă această prezentare a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, deși foarte des auzită și citită, întotdeauna va fi pentru noi proaspătă. Întotdeauna istoria aceasta va fi pentru noi un prilej de binecuvântare, un prilej de mângâiere. Și așa cred că se va întâmpla și în seara aceasta aici în Biserica Emanuel și în ziua de astăzi, când dumneavoastră de pe internet vă închinați împreună cu noi sau reluați acest serviciu divin. Am promis, cu ajutorul Domnului, ca în preajma acestor sărbători să prezint patru mesaje despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel de astăzi este al treilea. Și mesajul nostru de astăzi se va intitula Mărturii de la Ieslea Betleemului. Mărturii de la Ieslea Betleemului. A rămas pentru toate generațiile istoria de la Betleem o pricină de învățătură practică, o pricină de învățătură profetică, o pricină de învățătură biblică. Chiar dacă, așa cum afirmam deja introductiv, istoria în sine este simplă și ni s-ar părea că n-a mai rămas nimic de spus, să nu uităm acest mare, mare, mare adevăr. Ceea ce citim și ceea ce auzim din Scripturi este cuvântul lui Dumnezeu. Este un cuvânt tainic, este un cuvânt adânc, un cuvânt din care ori de câte ori vom citi, întotdeauna din el vom găsi apa proaspătă care să învioreze sufletul. Ce mărturie avem la Betleem, la care să luăm seama generația aceasta, secolului 21, 2000 de ani după nașterea Mântuitorului nostru? Ce am putea să vedem în personajele care s-au perindat în jurul Betleemului? Pentru ca tu și cu mine, voi care ascultați acolo și vă închinați, să putem să trăim la fel sau să îndepărtăm ceea ce n-a fost bine în jurul Betleemului. Și astăzi în mesajul meu vă invit să urmărim trei din aceste mărturii. În primul rând este mărturia păstorilor. Este mărturia păstorilor. Versetele 15 la 17 din capitolul 2 în Evanghelia după Luca, de asemenea versetul 20. Sunt patru dimensiuni ale mărturiei păstorilor de la Ieslea Betleemului. Prima este unitate în hotărâre înțeleaptă. În versetele 15 și 16, cuvântul Domnului spune că ei s-au sfătuit și au zis: haidem. N-a zis unul dintre ei: am să mă duc să văd. A spus: haidem, deci împreună, să mergem să cercetăm, să vedem dacă în adevăr așa este, funcție de ceea ce ne-a revelat Dumnezeu, pentru că noi credem că ne-a vorbit Dumnezeu. Au verificat viziunea cerească, au verificat adevărul pe care l-au auzit. Unitatea lor în a verifica, în a lua o hotărâre înțeleaptă, este pilduitoare, este extraordinară. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, lucrul acesta trebuie să ne caracterizeze și pe noi.
a caracterizat sfinții din vechime, a caracterizat păstorii și trebuie să mă caracterizeze și pe mine și pe tine. Când Dumnezeu vorbește, poate o să vă șocheze ce vă spun, nu este suficient să-ți vorbească Dumnezeu o singură dată ca să faci un lucru pentru El. Este bine să ai și a doua mărturie. Este bine să ai și a doua mărturie. Uitați-vă de exemplu la un personaj din Antichitate, din vechime, împăratul David. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu din 1 Samuel, capitolul 16, versetele 12 la 13, Samuel a venit la el, în casa părinților lui, l-au adus pe David de la pășune, de la turmă, și l-a uns cu un de lemn. Cuvântul Domnului spune că Duhul Domnului s-a coborât peste el din ziua aceea și de acolo înainte. Și David a știut că va fi împărat. Însă David nu și-a asumat această poziție de la sine. Pentru că poziția aceasta pe care a primit-o de la profetul Samuel trebuia întărită printr-o a doua mărturie. Este felul lui Dumnezeu de a lucra. Două sau trei mărturii. De aceea vom găsi în 1 Samuel, capitolul 23, versetele 16 la 17, mărturia aceasta. Și anume, prințul moștenitor al tronului lui Israel în vremea aceea, prințul Ionatan. Spune cuvântul Domnului că a venit la David, care se ascunsese în pădure din pricina lui Saul, împăratul. Și Ionatan a venit la el și a zis, David, să-ți spun un lucru. Știu că tu vei domni peste Israel. Eu nu voi fi decât probabil al doilea după tine. I-a întărit această mărturie pe care a avut-o de la Dumnezeu. Și David a ajuns împărat. Și David a ajuns împărat. În Noul Testament, pe lângă păstorii de astăzi, îl avem pe Marele Apostol Pavel. Galateni, capitolul 1, versetele 11 la 12, Apostol Pavel spune, Dumnezeu mi-a făcut revelații, probabil cum n-a făcut la alții. Mi-a descoperit Evanghelia și n-a trebuit să stau într-o școală. Nu că Pavel n-a fost școlat, a fost un om foarte școlat. A studiat la universitate din vremea aceea din Ierusalim împreună cu împăratul Irod. Împreună cu unul dintre cei mai celebri rabinei timpului, Gamaliel. Dar Apostolul Pavel spune, după ce am primit această Evanghelie, am început să o predic, pe urmă m-am oprit. Și am plecat, spune în Galaten 2, versetele 1 și 2, versetele 9 și 10, m-am dus și eu la Ierusalim, pentru că am vrut să am o mărturie în plus. Și mărturia aceasta să vină de la oamenii lui Dumnezeu, de la Ioan, de la Petru, de la Iacob, de la cei care au umblat cu Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că nu cumva să mă trezesc că eu predic o Evanghelie străină. Frați și surori, doamnelor și domnilor, acesta este principiul. La Iesle Betleemului, păstorii aceștia au dat dovadă de o unitate extraordinară. Au verificat ce au auzit. Au verificat ce le-a fost revelat. Haidem să mergem! Și s-au dus împreună. Biserica lui Dumnezeu din tot timpul trebuie să învețe pilda aceasta de la Iesle. Trebuie să învețe pilda aceasta a păstorilor. Probabil că este mai ușor să auzim un cuvânt și să-l răspândim și să destabilizăm biserica, dar este mult mai înțelept să ne plecăm și noi genunchii, să ne plecăm și noi mintea și inima ca acest păstor și haidem să lucrăm împreună, haidem să cercetăm împreună, haidem să învățăm împreună și haidem să ne smerim împreună. Amin? Este pilda lor. Este o pildă de unitate. Dimensiunea a doua este unitate în vestirea adevărului descoperit. Versetul 17, cuvântul Domnului spune că după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Au spus părinților sfinți, au spus pretutindeni, dacă vă veți uita într-o traducere englezească, spune pretutindeni pe unde mergeau, pentru că așa spune versetul acesta, spuneau tuturor. Au spus oamenilor care au venit. Oamenilor care au venit, pentru că este posibil, cum vorbeam anul trecut, dacă mai țineți minte, de un an în urmă, este greu de ținut predică de un an, cu an în urmă, nu? Însă cu un an în urmă vă spuneam că este posibil următorul scenariu. Hanul, despre care vorbește Sfânta Scriptură, special evanghelistul Luca, sau casa de poposire, Hanul din Betleem era o proprietate veche a unor prieteni ai lui David, Barzilai bătrânul, care l-a ajutat pe David atunci când a fugit din pricina lui Absalom. Când însă David s-a întors din nou la împărăție, Barzilai, care i s-a făcut favorul să trăiască la curtea împăratului, i-a zis, eu sunt bătrân, eu nu mă mai pot schimba, 80 de ani, nu mai am niciun gust pentru nimic. Iar pe Kimham, fiul meu cel tânăr, cu el vei putea face ce vrei, împărate. Cuvântul Domnului spune că David a lăsat poruncă lui Solomon să-l cinstească pe Kimham. Și Solomon i-a dat lui Kimham proprietăți în Betleem. Și cuvântul Domnului spune în cronici că
acest om, Kimham, a zidit acolo un han pentru trecători. Ieremia, 500 de ani mai târziu, a dormit în acest han. N-a fost alt han în Betlehem pentru că era mic orașelul. Și este posibil că Maria și Iosif, părinții sfinți, n-au găsit loc în hanul acesta lui Kimham și de aceea au stat undeva aproape de han, unde se găsea turma aceasta de oi. O peșteră, pentru că așa se adăposteau oile iarna, într-o peșteră. Și de aceea, trecători, după cum vă vedea pe parcursul mesajului, și oameni care au venit acolo la han și au venit să-și întâlnească rudele, s-au dus și ei să vadă ce s-a întâmplat decât s-a auzit vestea. Păstorii aceștia n-au putut să tacă. Noi am avut o revelație divină și în revelația aceasta ne-au vorbit îngerii lui Dumnezeu. Și nu numai că ne-au vorbit, au cântat mărirea lui Dumnezeu, au cântat gloria lui Dumnezeu. Și oamenii cred că s-au uitat la ei, pentru că vă aduceți aminte care era ținuta unui păstor în Israel. Un păstor în Israel era omul cel mai de jos. Era omul la care rabinatul evreu din vremea aceea, judecătoriile evreiești din vremea aceea, preoții din vremea aceea, învățătorii de la sinagogi din vremea aceea, nu dădeau nimic pe un păstor. Păstorii erau considerați oameni spurcați, oameni necurați. Datorită faptului că erau păstori și toată ziua în urma turmei călcau în bălegarul oilor, ei erau considerați oameni spurcați. De aceea, cum vă spuneam în altă ocazie, chiar dacă erau martori la o crimă care trebuia condamnată, mărturia lor nu era luată în seamă pentru că erau spurcați, erau necurați. Oricând oamenii aceștia, necurați pentru societatea iudaică a timpului, au zis, noi am avut revelație divină. Cred că lumea s-a uitat ciudat la ei, dar alții au zis, domnule, ăștia nu și-ar fi lăsat turma, cât de aproape o fi sau cât de departe o fi, să vină până aici și să spune că au avut revelație divină. Au vorbit cu Îngerul lui Dumnezeu, au auzit cântările lui Dumnezeu. De fapt, suntem într-o așteptare mesianică, trebuie să vină Mesia, hai să mergem. Pretutindeni s-au dus și au vestit. Am găsit pe Domnul, l-ai găsit pe Domnul ca mântuitor personal. Ți-a făcut bine, mi-a făcut bine. Nu merită să spunem lucrul acesta și celor care încă nu l-au găsit? Nu este bine să luăm pilda aceasta? Poate nu vei avea cuvinte mari. Păstorii aceștia nu au fost oameni educați, au fost oameni simpli. Și astăzi, păstorii sunt cei mai simpli oameni. Și vei zice, nu am o pregătire ca să vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos. Cu cuvintele acelea simple, să vorbești. Nu uita că ce vorbești este cuvântul lui Dumnezeu care are putere și care rămâne în veac. De aceea spune ce știi. Spune ce ai văzut, spune ce ai auzit. Nu numai unitate în hotărârea înțeleaptă pe care au făcut, în vestirea adevărului pe care l-au auzit, unitate în al treilea rând în balanța dintre business și slujire. Uitați-vă în versetul 20. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele auziseră, pe care le auziseră și le văzuseră. Și cred că pentru societatea contemporană, pilda aceasta a păstorilor, aceasta a trei dimensiuni în pilda păstorilor, ar trebui luată în seamă. Suntem așa de ocupați. Suntem așa de ocupați și de aceea mereu ni se amintește la sărbătorile de iarnă, că sărbătorile de iarnă nu mai sunt sărbători de iarnă. Sunt sărbători pentru comerț, sunt comercializate. Sărbătoarea Mulțumirii este comercializată, Crăciunul este comercializat, Anul Nou este comercializat. Suntem atât de preocupați că nu avem timp de închinare, nu avem timp de biserică. Păstorii aceștia aveau business-ul turmei, dar au știut să îmbine îngrijirea de turmă cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. S-au dus pe drum lăudând pe Dumnezeu până l-au găsit acolo pe Domnul nostru Iisus Hristos la Iesle, până l-au găsit în peștera în care l-au găsit. Acolo l-au lăudat pe Dumnezeu, au plecat înapoi de la peștere și cuvântul Domnului pe drum, spune, au continuat să laude pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Mântuitorul pe care l-au descoperit. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atot prezent. El este pretutindeni. Nu se laudă numai în casa de rugăciune, se laudă și în casa ta, se laudă și în mașină, se laudă și în avion, se laudă și pe drum, se laudă ori și unde. Dă cinste lui Dumnezeu. Dar mai ales, împarte-ți timpul. N-am timp de biserică. N-am timp de cântare. N-am timp de repetiție. N-am timp de. Păstorii aceștia au avut timp. Și tu poți să ai timp. Și eu pot să am timp. Și toți pot să aibă timp. Pentru că, de fapt, uitați-vă, este a patra dimensiune, este unitate în închinare. S-au închinat. I-au dus lui Iisus Hristos lauda lor, mulțumirea lor. Au vorbit despre El. Închinarea lor a fost o închinare simplă, dar o închinare eficace. Se vorbește și astăzi despre închinarea păstorilor. Și astăzi se vorbește despre închinarea păstorilor.
Vedeți, dumneavoastră, aceasta este problema care pare spinoasă în această generație, în aceste vremuri din urmă, tocmai actul închinării. Și când mă refer la actul închinării, este tot ce facem pentru Domnul, pentru că închinarea este cum răspunzi tu la dragostea lui Dumnezeu. Dacă răspunzi prin rugăciune, este foarte bine. Dacă răspunzi prin cântare, este foarte bine. Dacă răspunzi prin pastorație, este foarte bine. Dacă răspunzi prin misiune, este foarte bine. Dacă răspunzi prin sponsorări de necăjiri, de săraci, este foarte bine. Tot răspunsul tău este o închinare. Găsești ceva să te închini lui Dumnezeu? Oamenii aceștia au fost uniți și în închinarea lor. Mă rog Domnului pentru Biserica Emanuel să învățăm să fim uniți în toată închinarea noastră. Și mă rog Domnului pentru dumneavoastră care stați la internet, bisericile în care faceți parte, pentru cei care ne vizitați, în bisericile din care veniți. Mă rog Domnului ca în biserica acestor vremuri din urmă să fie o închinare în unitate, pentru că știți de ce este frică diavolului. Nu de tămâie și de povești populare. Diavolul se teme de un popor care se închină lui Dumnezeu. Acesta este adevărul. De ce credeți dumneavoastră că scrie în cuvântul Domnului? Eu cred cuvântul Domnului că este cuvântul Domnului. Dacă în Psalmul 22 cu versetul 3 spune, totuși tu ești cel sfânt și locuiești în mijlocul laudelor lui Israel, știți ce îl deranjează pe diavolul? Să nu se roage poporul, să nu cânte poporul, să nu fie în unitate poporul, să nu facă dărnicie poporul, să nu aducă zeceala poporul, să nu se închine. Pentru că dacă poporul se închină, el facilitează prezența lui Dumnezeu în mijlocul lui. Și acolo unde este Dumnezeu, mai are putere cel rău? Acolo unde este Dumnezeu, este mântuire, este putere, este vindecare divină, este bucuria mântuirii, este bucuria în Duhul Sfânt. Acolo unde este Dumnezeu, e glorie divină. Și diavolul, tocmai aceasta vrea, să nu se vadă gloria lui Dumnezeu în biserică, în familie, oriunde te-ai găsi. De la păstori aceștia, este primul lucru pe care îl învățăm, mărturia lor, este o mărturie în unitate, o unitate în deciziile pe care le fac, o unitate în vestirea adevărului descoperit, o unitate în balanță între business și slujirea lui Hristos, o unitate în închinare. Apoi, în al doilea rând, avem mărturia celor mulți, despre care nu știu dacă am auzit vreodată la Crăciun vorbindu-se. Eu n-am auzit. Versetul 18. Ia uitați-vă cu mine în versetul 18. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Cât de bine caracterizează versetul acesta aproape toate generațiile de oameni care au fost la sărbătoarea Crăciunului în biserică sau într-un loc unde s-a vestit sau s-a cântat nașterea Mântuitorului nostru. S-au mirat. Domnule, interesant! Chiar așa că am mai auzit pe cineva, că s-au văzut ceva lumini deasupra Betleemului. O stea interesantă. Am mai auzit pe cineva care vorbea că, fiind aici aproape de Ierusalim, ar fi venit ceva oameni înțelepți, ar fi întrebat că s-a născut un împărat mare în Israel, în Iuda, cred că Mesia. S-au mirat, s-au bucurat. Și? Ce mai zice Biblia de ei? Nimic. Cei mai mulți. Cei mai mulți se miră. Le interesant se predică la voi. Interesant să cântă la voi. Interesant este programul la voi. A fost interesant să auzim vorbire în altă limbă. Interesant să iasă oamenii în față să se închine lui Dumnezeu. Interesant să-i ungă cu un de lemn și să-și primească bună oară binecuvântarea. Interesant să simți acolo atmosferă cum nu o simți în altă parte, se miră. Sunt cercetați, dar nu fac nimic. Frați și surori, doamnelor și domnilor, tocmai această mărturie nu trebuiește urmată. Oamenii să rămână tot îndoielnici, tot necredincioși, tot neimplicați în viața Mântuitorului Iisus Hristos, tot nemișcați de cuvintele Mântuitorului, tot nemișcați de nașterea singurului care poate să-i mântuie, tot nemișcați de jertfa singurului care poate să-i mântuie, tot nemișcați de puterea lui Dumnezeu. Va zice cineva, noi suntem în majoritate. Eu cred. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, mulțimea este de cele mai multe ori înșelătoare. Haideți să vă uitați la patru aspecte de mulțime din Biblie. Pe lângă mulțimea aceasta care nu s-a mirat, dar n-a făcut nimic.
n-a ajutat pe Maria. Dacă mulțimea aceasta era mișcată, au văzut, domnule, păstori aceștia sunt oameni simpli. Trăiesc acolo la turmă, trăiesc într-o peșteră, îmbrăcați sumar. Dacă familia aceasta, într-adevăr, l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia, atunci îmi deschid eu casa și îi chem eu la mine în casă. Le dau eu camera cea mai bună, îi dau eu patul cel mai bun, îi dau eu mâncarea cea mai bună, îi dau eu haina cea mai bună. Mă ocup eu de Hristos, mă ocup eu de familia sfântă. Patru caracteristici are mulțimea. Primul rând, este o mulțime rea. Exod 23 cu versetul 2 spune, nu te lua după mulțime ca să faci răul. Nu te lua după mulțime ca să faci răul. Dacă ți se pare că bisericile nu reprezintă adevărul, pentru că ai auzit mulțimea spunând lucrul acesta, te-ai înșelat. Dacă ți se pare că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, te-ai înșelat. Pentru că cei mai mulți zic lucrul acesta. Dacă ți se pare că Iisus Hristos este același lucru cu Mahomed, cu Buddha și Confucius, te-ai înșelat, pentru că cei mai mulți spun lucrul acesta. Mulțimea este rea pentru că este manipulată de cel rău. Și în această manipulare trebuie să fii manipulat și tu. Pentru că nu cumva nici la sărbătorile acestea să nu-ți deschizi casa pentru Iisus Hristos. Să nu-ți deschizi inima pentru Iisus Hristos. Pentru că uitați ce se întâmplă. De cele mai multe ori, și probabil că lucrul acesta se amintește iar foarte, foarte puțin. Spune că în versetul 7, în casa de poposire, în hanul despre care vorbeam, probabil hanul lui Kimham, n-a fost loc pentru cine? Pentru cine? Pentru ei, pentru Maria și pentru Iosif, că Iisus nu se născuse. În casa de poposire n-a fost loc pentru Maria și pentru Iosif. De aceea probabil că în inima ta nu încap pocăiții, în inima ta nu încap bisericile, pentru că aceeași atitudine rămășează în mulțime. Eu n-am treabă cu pocăiții, eu n-am treabă cu bisericile, eu nu am treabă. Niciodată în istorie, pentru mulțime, pentru că este rea mulțimea, poporul lui Dumnezeu n-a avut loc în inima lor. Poporul lui Dumnezeu a fost persecutat întotdeauna, poporul lui Dumnezeu a fost înjosit, poporul lui Dumnezeu a fost pus deoparte. Însă vreau să spun acestei mulțimi, dacă și astăzi vrea să se complace în această situație, numai pentru că mulțimea vorbește ce vorbește, în final este un Dumnezeu care va chema pe toți în fața Lui. Și știți cui va spune acest Dumnezeu, veniți binecuvântații Tatălui? Acestor puțini pe care îi batjocorești. Acestei mâini de păstori, de ciobani, de oameni de needucați, neciopliți, cum le spui tu, care s-au dus și au spus glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, ca și îngerii. Mulțimea este rea. Opinia ei este prejudecată. Opinia ei este status quo. Opinia ei este corectitudine politică. Opinia ei este nu mă interesează, nu mă implic, nu-mi schimb opinia, nu-mi schimb religia. Nu trebuie să-ți schimbi opinia, nu trebuie să schimbi religia, trebuie să-ți deschizi inima și Iisus Hristos să se coboare acolo. Trebuie să-ți deschizi inima și să vezi că poporul lui Dumnezeu e un popor ales de Dumnezeu. Trebuie să-ți deschizi mintea și inima și să înțelegi cu acest popor este Dumnezeu și nu-i cu mulțimea. Mulțimea. Apoi este a doua dimensiune, mulțimea este ignorantă. Nu vreau să te ofensez, dar mulțimea este ignorantă. Fapte 19 cu 32, probabil cunoașteți cuvântul acesta, s-au adunat împotriva lui Pavel, s-au adunat să-l acuze, pentru că în Efes fiind, prin cuvântul pe care l-a adus, a pus în pericol business-ul idolatru al efesenilor. Și s-au adunat, spune cuvântul Domnului, auziți, să-l acuze pe Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, citesc fapte noastre cele de la 30 la 32. Dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Dar fiți atenți acum. Unii strigau una, cei ce s-au adunat acolo în piață să-l judece pe Pavel. Alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce s-au adunat. Cei mai mulți nici nu știau de ce au mers acolo, dar strigau. Dar strigau. Mulțimea este ignorantă. Merge cu valul lumii. Aceștia nu se deranjează să cunoască date, nu se deranjează să cunoască fapte, nu se deranjează să cunoască adevăr. Aceștia doar strigă.
Să nu vă intimideze mulțimea, frați și surori, doamnelor și domnilor. Să nu vă intimideze mulțimea. Cu noi este Dumnezeu și este suficient. Cu noi este Dumnezeu și suntem mai mulți atunci. Dacă tu și cu Dumnezeu, dacă eu și cu Dumnezeu, dacă numai noi doi suntem, cum zicea David, cu Dumnezeul meu mă arunc împotriva unei oștiri înarmate. Fac majoritate. Cu Dumnezeul meu sară peste ziduri întărite. De ce? De ce? Pentru că lui Dumnezeu nu este frică de mulțime. Chiar dacă pe mine mă mai intimidează mulțimea, chiar dacă pe tine te mai intimidează mulțimea, nu uita, de multe ori mulțimea este ignorantă. De ce întorci spatele lui Hristos? Pentru că încă n-au gustat să vadă cât de bun este Domnul. O, de a-ți gusta să știți cât de bun este Domnul. N-a stat numai și v-ați uimit. N-a stat numai și ce frumoase programe de Crăciun au fost. Inclusiv pe ABC, inclusiv pe NBC, inclusiv pe CBS. Anul acesta a fost ca niciodată. Niște programe, niște colini, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Este foarte bine că au fost. Problema este aceasta. Ai primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor? Ți-ai deschis ușa să nu mai stea în iesle și să intre în casa ta? Pentru că uitați-vă în Matei capitolul 2, versetul 11, spune că magii s-au dus și unde l-au găsit pe Iisus Hristos? În casă. Cineva totuși s-a trezit din mulțime și l-a luat în casă pe Hristos. De ce n-ar fi casa mea? De ce n-ar fi casa ta? De ce n-ar fi familia mea? De ce n-ar fi familia ta? Mulțime rea, mulțime ignorantă, apoi este mulțime curioasă și snobistă. Adică din aceștia care numai așa, de ochii lumii, se miră. Ia uitați ce spune profetul Ezechiel, pentru că el prezintă mulțimea aceasta cel mai prastic. Ezechiel 33, versetele 30-32. Fiul omului. Și uitați-vă în biserici. Copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Dumnezeu. Se cântă bine, se predică bine, rugăciuni mari. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe corde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Snobi. Snobi. Oameni care le plac sărbătorile, oameni la care, frașilor, doamne și domnilor, le place un mesaj bun, le place o predică bună, le place o organizare bună, dau din cap, dar nu-l trăiesc. Și nu o să vină numai la Crăciun și la Paști. Vin și în alte ocazii. Vin și în alte ocazii. Pilda aceasta, mărturia aceasta nu este bună. Stau și acum și mă mir în generația mea. Oameni care au văzut pe Iisus Hristos s-au mirat doar. S-au mirat doar. Și apoi este a patra dimensiune, este mulțime farisaică. 1 Ioan 3,18. Cuvântul Domnului spune: copilașilor, să nu iubim cu vorba sau cu limba, ci cum să iubim? Cu fapta. Cu fapta. Este vorba de fapta credinței. Este vorba de fapta credinței. Dar mulțimea aceasta care a fost la Betleem, care a văzut pe Maria, a văzut pe Iosif, a văzut pe pruncul Iisus, a auzit mărturia păstorilor, s-a mirat doar. Interesant. Foarte interesant. Dar nu i-a mișcat cuvântul Domnului. O, mă rog Domnului, mulțimile de astăzi care aud din nou vorbindu-se despre sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, să nu mai rămâne ignorante. Să nu fie niște mulțimi snoabe care, hai să mergem să vedem și noi un concert de Crăciun. Să fie oameni care să primească pe Dumnezeu. În al treilea rând, frate și surori, doamnelor și domnilor, este mărturia Mariei. Este mărturia Mariei, versetul 19. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Ca și păstorii, ca și mulțimea, și Maria are o mărturie împătrită. O mărturie împătrită. Și aș vrea să învățăm de la mărturia Mariei și de la mărturia păstorilor. Să nu se întâmple mărturia acelei mulțimi despre care, cum am zis, cred că puțin am auzit vorbindu-se, să nu se întâmple cu noi mărturia acelei mulțimi, cu nici unul dintre noi. Mărturia Mariei
este o mărturie împătrită. În primul rând, mărturia este în participare fizică la ce se întâmplă acolo, la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ea era acolo cu Iisus, ea era acolo pentru Iisus, era acolo lângă Iisus. A fost tot timpul cu El și în tot locul, tot timpul și în tot locul. Când a avut 12 ani, când a fost la nunta din Cana, când a fost pe Golgota, Maria a avut prezența ei fizică tot timpul. Și cred că mărturia Mariei, această primă mărturie a Mariei, frați și surori, doamnelor și domnilor, oamenii bisericilor contemporane, cred că această mărturie trebuie luată în seamă. Este așa de rară prezența fizică a multor în casa lui Dumnezeu. Este așa de rară implicarea fizică a multor în lucrarea lui Dumnezeu. Este așa de rară. De ce sunt goale orchestrele? De ce sunt goale fanfarele? De ce sunt goale corurile? De ce sunt goale bisericile? Este pentru că oamenii stau departe de Dumnezeu și spun că îl cunosc și spun că îl iubesc. Se laudă cât bine ne-a făcut Dumnezeu, cât bine ne-a făcut Hristos, cât bine ne-a făcut Mântuitorul. Dar unde sunt? În aceste sărbători, la această sărbătoare a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, mă adresez Bisericii Emanuel, mă adresez tuturor celor care ascultă mesajul acesta, celor care vor asculta indiferent prin care mijloc, internet, CD, casete, radio. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu ne dorește să fim în casa Lui. Iisus Hristos ne dorește să fim în preajma Lui. Lucrarea Lui Dumnezeu ne cere să fim implicați în ea. Maria e prezent acolo. Și nu-i numai la Iesle. Este și la templu. Este și în Cana, este și la Golgota, ea stă acolo, toți ucenicii au plecat, Maria stă acolo și plânge, este cine s-o mângâie. Este și în camera de sus, de aceea este umplută de Domnul cu Duh Sfânt, de prezență fizică. Este ceea ce așteaptă Dumnezeu, mărturia aceasta o așteaptă Dumnezeu de la tine, o așteaptă de la mine. Nu numai prezență fizică, Maria dă dovadă de implicarea memoriei. Uitați-vă în versetul nostru, ce parte întâi, păstra toate cuvintele acelea. Păstra toate cuvintele acelea. Știți de ce? Știți de ce în toate generațiile oamenii au greșit, au căzut, au alunecat, au făcut lucruri și decizii neprincipiale, oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu? Este pentru că și-au umplut mintea, și-au umplut inima de lucruri care nu onorează pe Domnul, de vorbe care nu cinstesc pe Dumnezeu, de glume care nu au locul în poporul Domnului. De vorbe care n-ar trebui să fie în casă de credincioșilor. Dar Maria și-a activat memoria. Avea în memoria ei cuvântul lui Dumnezeu. Păstra în inima ei, păstra în mintea ei cuvintele acestea. Știți de ce este important? Pentru că așa cum spuneam și joi seara, vă aduc aminte cuvântul Domnului, Psalmul 119, versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea. Cu ce scop? Pentru că atunci când cel rău vine cu ispita, atunci când ispita este pusă în fața ta și în fața mea, atunci când ești pus în fața unei decizii, să-ți aduci aminte, memoria ta să fie activată de Duhul lui Dumnezeu. Și nu uitați, memoria este lucrarea Duhului Sfânt. Iisus Hristos a spus, când va veni Mângâitorul, are să vă aducă aminte de tot ce v-am spus eu. Are să vă aducă aminte de tot ce v-am învățat eu. Umpleți memoria, umpleți mintea, umpleți gândul cu cuvântul lui Dumnezeu. Umple-l de istoria lui Iisus, umple-l de sfințenia lui Iisus, umple-l de trăirea lui Iisus, umple-l de puterea lui Iisus. Și vei vedea. Vei vedea cum poți să stai în picioare. Vei vedea. Nu numai fizic, nu numai memoria. Maria, implicare intelectuală. Din nou versetul nostru, ce Maria se gândea la ele. Nu mai le-a păstrat în memorie, a adunat acolo. Medita la ele, le studia, le analiza, le compara, le cântărea, le aplica. Cât de bine este și cât de plăcut să poți să meditezi la cuvântul Domnului. Să-ți implici intelectul. Uite-te la lumea contemporană, uite-te la societatea contemporană, așa cum foarte, foarte bine știți, mai ales cei care ați crescut ca și mine în perioada comunismului în România. Una din acuzațiile fundamentale aduse împotriva bisericii de către comuniști era aceasta. Voi sunteți aceia care crede și nu cerceta. Nu? Asta era acuzația numărul unu. Crede și nu cerceta. Domnii mei, ei erau aceia.
Ei erau aceia, pentru că nu cercetau nimic. Dar mulți se comportă la fel. Mulți se comportă la fel. Dacă ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și dacă astăzi se vestește acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu se vestește să ți se încânte intelectul. Ți se vestește acest cuvânt al lui Dumnezeu să-ți dai seama cât de frumos este Dumnezeu. Să poți să analizezi și într-adevăr să spui, da, mie mi s-a părut că ceea ce spune Biblia este fals, dar acum când aud această logică, când aud această prezentare, când aud această însoțire, când văd lucrurile așa cum sunt spuse din cuvântul lui Dumnezeu, îmi dau seama că Dumnezeul Scripturilor este logic, este intelect. Dumnezeul Scripturilor este deasupra logicii, de asemenea, este deasupra rațiunii. Dumnezeul Scripturilor este rațional, dar este deasupra rațiunii. Maria medita, gândea. Oare la ce meditați unii dintre noastre care stați chiar în seara aceasta în biserică? La cuvântul Domnului? La istoria Crăciunului? A patra dimensiune a participării Mariei este implicare emotivă. Versetul 19, partea finală, Maria se gândea la ele. Unde? În inima ei. În inima ei. Aici este diferența între un credincios și un necredincios. Frați și surori, doamnelor și domnilor, să vă spun un adevăr. Știți cine au cele mai mari argumente că Dumnezeu există, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Ateiștii și gnosticii. Pentru că liderii lor, deci nu mulțimea, liderii lor s-au pus pe studiu. Și după ce s-au pus pe studiu, au luat o decizie, pentru că au descoperit fapte, date. Și-au luat o decizie și decizia este una de nebunie. Psalmul 14 cu versetul 1, Psalmul 53 cu versetul 1. Nebunul, așa numește Dumnezeu pe cei care refuză să-L primească pe Iisus Hristos. Deci, nebunul zice în inima lui, nu în mintea lui, că în minte are argumente și știe. În intelect a aflat, a descoperit. A pus argument lângă argument, l-a citit pe Iosifus Flavius, l-a citit pe Tacitus, l-a citit pe Pliniu cel bătrân, l-a citit pe Pliniu cel tânăr, a citit în Coran, a citit în Talmudul iudai. Iisus Hristos este o persoană istorică, Iisus Hristos este Fiul Marie, Iisus Hristos este descendentul lui David, Iisus Hristos a făcut minuni care nu se pot explica, Iisus Hristos trebuie să fie Dumnezeu. Dar nu am să vreau să cred. În inimă. Maria a pus în inimă lucrurile acestea. Pentru că tu și cu mine trebuie să credem și cu mintea, dar și cu inima. Și cu mintea, dar și cu inima. Citeam în istoria bisericii harismatice. Harismatice sau neopentecostale, pentru că mulți nu înțeleg ce înseamnă harismatic. De exemplu, încă în România, dacă auzi harismatic, te arată cu degetul. Frați români, harismatic înseamnă om botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, trezit, spiritual. În Anglia, într-una din bisericile anglicane, similare cu biserica romano-catolică, preotul uneia dintre bisericile mari din Londra a venit în fața mulțimii la sărbătoarea Rusaliilor și a vorbit despre Duhul Sfânt. Și a vorbit și a început să se înflăcăreze. Și înregistrările, audio și martori ocular, oameni, vreo 2000 de oameni în sală, la un moment dat au rămas mișcați. Ce se întâmplă cu preotul nostru? A început să ridice mâinile în sus și a început dintr-o dată să vorbească în alte limbi. Și atunci, când s-a întâmplat lucrul acesta, spune că s-a ridicat din sală un bătrân din bordul bisericii și a întrebat ce s-a întâmplat cu păstorul nostru. Un alt om, spune, mai bătrân decât el, tot din bord, s-a ridicat și a zis, vă explic eu ce s-a întâmplat. I s-a coborât cunoștința din minte în inimă. Asta s-a întâmplat. Maria
păstra în inima ei ceea ce a auzit de la păstori, mărturia pe care îngerii au revelat-o păstorilor. Maria a început să compare între revelația pe care ea a avut-o de la înger, de la Gabriel, despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Maria și-a adus aminte de profeția pe care a rostit-o în fața verișoarei ei, Elisabeta, când s-au întâlnit după ce amândouă au înțeles că sunt însărcinate într-o manieră supranaturală, Elisabeta la bătrânețe, Maria, Fecioara Maria, de la Duhul Sfânt. Și Maria a zis, ceea ce am auzit trebuie să fie de la Dumnezeu, de aceea voi pune aici. Și a pus în inimă. De aceea Maria a rămas neclintită, nemișcată din prezența fiului ei, care a devenit apoi mântuitorul ei. De ce credeți dumneavoastră că în cea mai faimoasă predică pe care a rostit-o Maria și surorile pot să predice, mai ales predica asta, este Ioan 2:5. Faceți tot ce vă va zice cine? El, Iisus. De ce? Pentru că eu sunt convinsă în inima mea, numai în minte, El este Fiul lui Dumnezeu. Este nu numai Fiul meu, este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu plin. În concluzie, care este mărturia ta la aceste sărbători de an? Este mărturia păstorilor și mărturia Mariei? Sau este mărturia mulțimii? A fost frumos la sărbătorile acestea, dar nimic altceva. Iisus este tot în iesle. Nu s-a mutat în casă, în casa ta. O, Doamne, înțelepțește mulțimile, Doamne. Înțelepțește oamenii, Doamne, Dumnezeule. Să nu te mai țin în iesle. Să te poți muta în casa lor. Să te poți muta în viața lor. Să te poți muta în inima lor. Atunci vor avea o mărturie nouă, puternică. Vor putea ca păstorii să se ducă și ei să spună, Hristos s-a născut cu adevărat. Este viu în vecii vecilor. S-a născut pentru mine, a murit pentru mine, a înviat pentru mine, va reveni pentru mine, dar s-a născut și pentru tine. A trăit fără de păcat pentru tine, a murit pentru tine, făcându-se păcat în locul tău. A înviat pentru tine și vrea să revină și după tine, pentru că va veni a doua oară așa cum a venit prima dată. Mărturii de la Iesle Betleemului. Mă rog Domnului ca mărturia Mariei și mărturia păstorilor să fie mărturia mea și a casei mele, mărturia ta și a casei tale. Și mă rog Domnului să nu te iai după mulțime, ci să te iai după Hristos. Amen.